Și pentru că avem tot mai multe evenimente culturale în ultima perioadă, să știți că acestea ne-au dus la un liceu din capitală, unde există o frumoasă tradiție. În fiecare zi, elevii, împreună cu profesorii, lecturează câte 15 minute. Dar haideți să aflăm mai multe din următorul reportaj. Matilda este una dintre elevele care și-au bătut propriul record. Nu își mai amintește numărul exact de cărți pe care le-a citit. Mie cel mai mult când lecturez, îmi place să aflu conținutul ei și îmi place să știu ce au simțit personajele când au făcut lucrurile acestea. Cărțile le-au devenit prietene și pentru ceilalți colegi ai Matildei, și asta pentru că ele îi pot teleporta în cele mai frumoase timpuri ale istoriei, printre regi și regine, dar și într-un viitor promițător în care fiecare poate deveni un centru al universului. Asta le este și motivația elevilor din clasa a treia, care zi de zi la școală acordă câte 15 minute pentru a lectura. Atunci când lecturez pot să simt ceea ce a simțit și autorul când a scris acea carte și pot să zbor cu imaginația în lumea acestor cărți minunate. Mă motivează că ele sunt interesante și vreau să aflu mai multe. Îmi place să citesc cărți mai groase pentru că vreau să aflu toate misteriile conținute din ele. Sunt interesante și pot afla mai multe informații. Lectura înseamnă pentru mine pace, mângâiere, imaginație. Găsesc foarte, foarte multe cuvinte noi care mă impresionează și pot alcătui cu zinsele propoziții. Pe lângă elevi și profesorii nu ezită să-și împărtășească pasiunea pentru lectură. În bătălia aceasta care există acum între telefon mobil și carte, este dificil să-i motivăm pe copii să lectureze, dar ne reușește. Deci copiii citesc cu mare drag, deci le place să lectureze. Acest proiect face pe copil să crească, să valorifice anumite abilități și interes față de lectură. Inițiativa vine din partea administrației instituției de învățământ. Pe mine nu mă părăsește gândul ideii care am citit-o fiind foarte tânără, că intri în carte așa cum ești și ieși cum vrei să fii. Și chestia asta m-a soțit pe tot parcursul vieții. Dar această idee de a lectura în timpul activităților la școală a fost preluată din Anglia, nu mi-aparține, doar că, într-adevăr, în această instituție am promovat eu această idee, alături de colegii mei. Se spune că lectura este o formă a fericirii, iar prin astfel de exemple pe care le-am descoperit în acest liceu, suntem siguri că filele cărții nu vor fi uitate, iar tehnologiile informaționale nu vor învinge lupta cu măria sa cartea.